În următoarele 24 de ore, vremea va fi caldă și va ploua cu descărcări electrice. La Briceni și Soroca vor fi 20 de grade, la Bălți și Orhei 21, la Tiraspol și Leova 23. Cel mai cald va fi la sud, maxima zilei va ajunge la 25 de grade la Comrat și Cahul. În capitală va ploua, ziua vor fi 22 de grade, iar noaptea vor fi 13 grade. În perioada următoare se așteaptă vreme frumoasă. Ziua vor fi între 19 și 26 de grade, iar noaptea între 6 și 14. În Europa, pentru următoarele 24 de ore, se anunță vreme caldă și ploi pe alocuri. La Roma se așteaptă 19 grade, iar la Madrid 17. La Paris vor fi 14 grade, la Londra 13, iar la Berlin 12 grade Celsius. 12 grade se vor înregistra și la Viena, 11 la Varșovia, iar 10 la Praga. La Budapesta, maxima zilei va fi de 19 grade, iar la Belgrad de 26 de grade. 27 de grade sunt așteptate la București, 28 la Atena, iar la Ankara va fi cel mai cald, unde se vor înregistra 30 de grade Celsius. În capitala Ucrainei vor fi 22 de grade, iar 13 grade sunt anunțate la Moscova.